Bun găsit, vă spun tuturor la știrile locale. Astăzi o ediție specială în studioul nostru de televiziune se află doamna Corina Mareș, reprezentantul organizatorului celei mai mari expoziții în câmp din România, Agriplanta Rom Agrotech, ediția 2019. Așadar, bine ați revenit la noi, doamna Corina Mareș. Bine v-am regăsit și mulțumim foarte mult de invitație. Din 2011 ne tot vedem și ne tot bucurăm că, iată, la Fundulea are loc un așa mare eveniment. Anul acesta, câți invitați preconizați că veți avea? Ne gândeam, chiar făceam un calcul că la Cluj, noi suntem organizatorii și ediției expoziției de la Cluj Agraria, am împlinit 25 de ani anul acesta și da, o viață de om poate fi câteodată, iar la Fundulea suntem la noua ediție anul acesta. Nu suntem mult mai mari decât la edițiile precedente, locația, deși avem o suprafață generoasă peste 30 de hectare, partea efectiv logistică pe care am organizat expoziția este aceeași, deci da. Nu o mărim momentan pentru că apar problemele de parcare, de logistică pentru parcare, în cazul în care vremea este nefavorabilă și uite, vorbeam puțin întâmplă, înainte că anul acesta s-ar putea din nou să avem ceva mici probleme. Până acum ne-au ocolit acele fenomene extreme cu grindină și furtuni și tornade ce am văzut în județ aici în județul Călăraș. Ploaia, în schimb, nu ne-a ocolit, e bine pentru fermier, dar, cum spun întotdeauna, pentru noi nu e cea mai bună, într-adevăr. Cum arată culturile de acolo? Culturile nu arată toate foarte bine, datorită și a vântului. Zona Bărăganului este expusă foarte, foarte mult vântului și noi avem loturile foarte mici, după cum se știe, și atunci e greu, nu le poți proteja pe toate. Da. Porumb am reușit să semănăm ca majoritatea celor din zonă destul de târziu, pentru că rar ți se întâmplă să auzi că în Bărăgan băltește apa. Și anul acesta, din nou, am mai avut așa o perioadă în 2014, dacă mi-amintesc bine, când am avut probleme mari cu ploaia, dar a băltit apa la Fundulea iarba și atunci a fost destul de greu să intrăm să semănăm. Deci porumbul l-am semănat destul de târziu și va fi probabil foarte mic, abia răsărit. Nici în zonă nu sunt, adică nu arată mult mai bine. Rapiță nu avem anul acesta, n-am semănat rapiță datorită problemelor din anii trecuți. Întotdeauna am menționat că la târg, practic, partea aceasta de semințe, deci noi venim să stăm de vorbă cu oamenii care vând inputuri, cu cei care vor să cumpere, dar loturile nu sunt neapărat un model cum ar trebui să arate la un fermier în curte, pentru că vorbim de zone diferite, una este la Suceava, una este în Călăraș, vorbim de soluri diferite, vorbim de produse diferite, deci sunt atât de multe elemente care diferențiază încât nici nu poți să vorbești de așa arată lotul la Fundule, așa va arăta și la noi, pentru că fiind vorba de expoziție, deci încercăm să arate marketing. Și de, nevoie și de loturi. Și de loturi avem, dar noi prin cei participanții de anul acesta sunt în jur de 200 de firme expozante cu standuri, tehnică, foarte multă tehnică nouă, am rămas surprinși inclusiv la Cluj. De obicei se spune că zona Transilvaniei nu este zona agricolă neapărat extraordinară față de Banat, față de Sud. Și la Cluj anul acesta firmele au venit cu prezență masivă de tehnică, dar tehnică nouă. Și să nu se mai spună că în România se aduc numai lucruri vechi și lucruri care deja în Europa s-au lansat în urmă cu 10 ani. Un an, doi s-a adus și în România. Deci suntem practic aproape în trend. Bani să avem, că știți, dacă avem finanțare, ne putem cumpăra și noi orice. Deci în jur de 200 de expozanți, așteptăm, ca și în anii trecuți, cam 15.000 de vizitatori. Pe partea de sud este mai greu să depășești acest număr, pentru că ne întreba cineva cum de la Cluj, anul acesta am avut 28.000 de vizitatori. Pentru că sunt ferme mici. Sunt ferme mici la Cluj, da. Așa, logic. Deci fermele mari, dacă vorbim de insula Marea Brăilei sau dacă vorbim de o fermă foarte mare cu mii de hectare, vin 2-3 oameni, deci vizitatori. Iar e important la mici, să vină. Puternici și interesați de a-și achiziționa utilaje de ultimă generație, în general sunt fermierii mari. Corect. Și atunci, sunt și fermieri mai mici. Adică noi, de exemplu, de la 100 de hectare în sus, sunt fermieri în Călărașul care colaborăm foarte bine, care au 150-180 de hectare, deci sunt fermieri serioși. Până la urmă nu contează suprafața, potența fiecăruia depinde de cum reușește să-și facă planurile. Și am văzut că anul acesta aveți și o zi dedicată liceelor. Corect. Din păcate, n-am reușit să aducem, nu mai reușim să venim cu zootehnica și anul acesta. Știm problemele care sunt cu pesta porcină africană. Da, și nu mai e voie. Este riscant. Nu am primit un răspuns negativ 100%, dar este destul de riscant.
Nu aveam tradiție și atunci a fost puțin mai greu, încă nu avem tradiție pe zona de călăraș, agriplante, aromagrotec cu expoziția de zootehnie. La Cluj a fost anul acesta redusă la animale din județul Cluj, am avut posibilitatea să aducem. Și am zis să venim cu noutăți, că în fiecare an și fermierul, în afară de utilaje și deci ce vine să vadă ca ofertă, vrea să vadă și programul Conex, da? Surprinzător au început, dacă în anii trecuți încercai să organizezi un forum, nu venea nimeni la forum, deci chiar dacă aveai confirmări 50, dacă îți veneau 3. Deci sunt atractive afară, da. Cum? Forumul a devenit atractiv? Forumul devine atractiv, da, din nou. Deci oamenii vor, probabil că din punct de vedere al tehnicii, deja fermierii sunt, știu destul de multe. Cu rușine, unii dintre noi spunem că știu mai multe câteodată decât cei care vând. Nu e cazul să generalizăm, dar sunt situații. Dar sunt interesați acum și de schimb de informații. Probabil o mare parte dintre ei deja s-au dotat din punct de vedere tehnic, nu au fost atâția ani fonduri europene, au fost fonduri din guvern, de la Guvernul României și atunci s-au cam dotat. O să urmeze o perioadă în care probabil că o să-și schimbe utilajele vechi cu utilaje noi, dar până atunci sunt interesați de discuții și anul acesta venim cu două noutăți. De ziua liceelor, despre care spuneai, este organizat de Fundația Revistei Ferma. Ei au acel eveniment caravană, dacă îi spunem așa, susținerea învățământului preuniversitar agricol. Vor fi pe miercuri, vor fi la Călăraș, la liceul de agricol de aici din Călăraș, cu sprijinul și la solicitarea binevenită a unor fermieri din Călăraș, pentru că știm problema forței de muncă ne din păcate afectează se acutizează pe toți și se chiar, afectează pe toți, da, se acutizează, da, așa este. Da. Lipsa forței de muncă este grav și în agricultură devine din ce în ce mai gravă, așa este, și vor fi 17 colegii mei de la Fundația Revistei Ferma și Revista Ferma, împreună cu partenerilor, vor fi la liceul din Călăraș. Și mulțumim pe această cale, am voie probabil fermierilor, pot să le mulțumesc oficial, sigur, da, domnului Alexandru Baciu, fermier cunoscut în județul Călăraș, în țară de altfel, pentru că dânsul a venit domnul cu ideea. Domnul Baciu e de anvergură națională. Este de anvergură, asta am spus, în țară. Da, domnul Baciu a venit și la Cluj, ca să știți, a venit la Cluj, da, și ne-a vizitat, cam fiecare an, nu e prima dată. Și dânsul a venit cu ideea dacă se poate integra și liceul din Călăraș în acest proiect, foarte bună. Probabil că și dânsul se confruntă cu aceeași problemă, cu lipsa forței de muncă. Exact, și cred că a și studiat. Cred că este și absolvent al acestui liceu, că e și o chestie emoțională, clar, în aceste evenimente. Și noi ne-am bucurat foarte tare, doamna Nicoleta Dragomir, redactorul șef al revistei Ferma și fundația pe care o deține revista Ferma, să fac această zi a liceelor agricole la Fundulea, la Agriplanta Romagrotec. Vom avea în jur de 200 de elevi și profesori de la licee, pe care cei de la fundație le-au și vizitat între timp și au avut evenimente acolo. Fundulea este unul dintre liceele care a fost vizitat și aproape și Brăneștiu de noi, de zonă. Cred că 15 licee vor fi sâmbătă. Toată ziua este dedicată acestui eveniment, ziua liceelor agricole la Fundulea, Agriplanta Romagrotec. Va fi o conferință interesantă împreună cu un partener din radio și cu Fundația Ferma. Liceele se vor prezenta, își vor prezenta oferta, dar se vor prezenta în fața universităților și vor avea discuții cu două universități mari de profil, USAMV-ul din Cluj și cel din București, care anul acesta are o prezență foarte activă, o să fie deci în acest an. Noi eram foarte mult cu Clujul, 25 de ani, 9 ani și atunci... Iată că și București începe, da, da, exact. Și de asemenea ASEUL. Deci de anul acesta pornim o colaborare în premieră cu Academia de Studii Economice din București, facultățile care sunt dedicate părții de agricultură, de management în agricultură. Și iată elementul de noutate al expoziției de noutate. 2019. Exact, da. Iar acești elevi, cei 200 de elevi, vor avea posibilitatea să viziteze expoziția, să intre în contact cu producători, cu dealer și vom face și un concurs. Recunosc că am aflat, plăcută, surprinsă am fost, dar n-am știut că există olimpiada în agricultură. Există, da. Și care a fost anul acesta la Bacău și am zis că hai să încercăm să facem un fel de olimpiadă, un concurs și să-i ajutăm pe elevi să se cunoască între ei. Deci, sâmbătă, ziua liceelor, cine este dornic și vrea să vină să deschiderea oficială normal pe 16. Deschiderea oficială normal pe 16, la ora 13 de obicei, da? Da, pentru că expoziția Fundulea se deschide la ora 9, fiecare zi de joi până vineri, de la 9 până la ora 18, avem programul pentru vizitare. Deschiderea oficială în prima zi este la ora 13 și în prima zi mai avem un eveniment interesant, spun eu, galurile.
se reunesc din nou, galurile din sud, și vor vorbi despre asociere, despre cooperative, o temă care e destul grupuri de importantă. Grupuri de acțiune locale, pentru cei care ne urmăresc și nu știu. Corect, da, îmi cer scuze. Da. Și încă un punct nou, pentru că vorbeam de noutăți, Bărăganul suferă mult de ploaie, de lipsa ploii. Anul acesta, să zicem că poate nu chiar. E bine, și anul trecut am avut ploaie și până la sfârșitul verii... N-am mai avut deloc. Era pământul polovănos. Corect, da. De anul acesta lansăm, e o denumire puțin, Iric Show se numește, sau Irrigation Show. Prima dată când facem la Fundulea, la Agriplanta Romagrotec, demonstrații cu mașini de irigat, deci cu echipamente pentru irigat. Avem o conferință, reprezentanții Ministerului Agriculturii vor fi prezenți, Antigrindina, Aniful, deci Cadastru. Știm fenomenele extreme despre care vorbeam și în acest moment marea majoritate a celor care sunt implicați vor să vină și să povestească și să ce soluții avem, pentru că se pare că aceste fenomene se acutizează în România și încă noi nu știam că România e o țară a tornadelor, dar se pare că da, uite încet, că încet ne confruntăm și cu ne confruntăm, situația asta. Da, exact. Și atunci nedorită avem... și neprevăzută. Și distrugerile am văzut cât sunt de mari. Există cei, departamentul, deci biroul antigrindină, ei țin tot de Ministerul Agriculturii, vor fi prezenți cu stand și vor sta de vorbă pe cele patru, pe perioada celor patru zile. La fel, cei de la îmbunătățiri funciare vor arăta ce s-a întâmplat până acum în domeniul irigațiilor, că știm că s-au deblocat o serie de canale și se irigă deja suprafețe destul de mari prin Moldova și probabil că și în sud au și fost. Și în zonă sunt proiecte. În Călărași că au venit. Da, au... Și în zonă sunt proiecte în curs. Să se, da, puse, da. Da, deci, da, unele sunt în aplicare. Deja. Și e foarte important. Știm că APA este importantă. Deci ziua de 17 pentru cei care sunt interesați, începând de la 10:30 până la ora 17, irigații, evenimente. Foarte mult că vorbeam de copii, vom avea în continuare Agrichițu, da, tot cu întrebări și cu... Vom face foarte multe experimente și vom avea concursuri legate de apă, evident, circuitul apei în natură, cum să folosim apa, cum să avem grijă de apă. De asemenea, vom povesti ce înseamnă când se fac erbicidările, tratamentele fitosanitare pe câmp, în apropierea canalelor de irigații, să putem să avem grijă de apa din canalele de irigații, că nu este normal să o poluăm. Teme interesante, zic eu. Chiar foarte interesante. Foarte interesante pentru... Fiecare an venit avem cu ceva, da, să nu plictisim. Extraordinar de bun așa acesta. Este, da. Și mai avem o noutate anul acesta. Au fost, este un pas mic, este un început, să spun așa, dacă nu neapărat un pas mic, deși știm că pașii mici pot să conducă la lucruri mari. Firmele care oferă... este mult spus de construcții, firme de utilaje de construcții, care oferă utilaje pentru logistica fermei. Dacă ne referim la un încărcător frontal, acela poate fi folosit și în construcții și la fermă. Pentru prima dată încercăm un sector de utilaje de construcții. Noi le numim construcții și logistica fermei, pentru că știm că și într-o fermă se betonează o suprafață, da, se asfaltează și un drum. Sunt lucrări de făcut și de sunt lucrări de făcut, de întreținere și aceste firme cu acest obiect de activitate au fost interesate începând de anul acesta, vor să facă facem o încercare și să venim la Fundulea, să vedem dacă își vor găsi publicul de care au nevoie și vor fi câteva demonstrații pe acest sector de logistica de ce fermei. Și se va întâmpla, bănuiesc că veți lua decizia de a permanentiza sau... Este o decizie comună, da, pentru că dacă și dânsii își găsesc publicul, atunci este normal să vină. Dacă nu își găsesc publicul, probabil că vor decide singuri că nu este locul lor acolo. Corect, da. În funcție de interesul publicului. Corect, da. Așadar... Și mai avem un eveniment, noi trebuie să menționăm că avem foarte mulți parteneri despre asociații, că vorbeam de asociere cu Asociația Porumbului, avem o serie de activități tot legate de partea de irigații. Și oferim fermierilor care își completează datele și participă la o tombolă o excursie la Hanovra. Este expoziția de anul acesta de la Hanovra, Agritehnica, pe care noi organizăm o dată la 2 ani. Îi trimiteți ca să aibă termen de comparație. Exact. Dacă marea parte au fost diferențe. Să știți că asta spuneam, să știți că nu mai sunt atât de multe diferențe. Adică tehnica modernă ajunge este repede la noi. Noi și este la noi, da? Și asta e un lucru foarte bun pentru agricultura din România, pentru că toți fermierii vor să facă performanță, logic, și să obțină profit. Asta e important. Corina Mareș, mulțumesc foarte mult pentru prezența în această ediție specială. Ne revedem pe 16 mai la Fundulea, la deschiderea oficială a expoziției. Cu mulțumesc mare drag așteptăm. Mulțumim și noi foarte mult!